Am găsit, vorbim despre luna nouă în octo din, din 2 octombrie, o super conjuncție pentru că nu e vorba doar de soare și lună în balanță. E vorba și de mercur și de luna neagră în aspecte tensionate, o, o poziție cu a, a, destinul și conjuncte cu punctul de karmă. Deci se activează la această lună nouă, putem vorbi de seara zilei de întâi, doi, când e practic luna nouă, dar și ziua de trei, pentru că luna încă este în balanță. Putem vorbi în, acest, în aceste zile de o acutizare a unor probleme relaționale, pentru că suntem mai sensibili și pentru că vrem niște schimbări și unii știm să le facem, alte, alții nu. Sau facem schimbările, dar ne asumăm niște consecințe. Și asta pentru că aspectele sunt tensionate. Ce se întâmplă la această lună nouă? Pentru că luna este în scădere până la formarea lunii noi, cu cele două săptămâni înainte de luna nouă, deci să zicem a doua jumătate a lunii septembrie, pentru că pe 2 octombrie e lună nouă, deci de ceva zile cu luna în scădere ne cam scade răbdarea sau uh, rezistența la comportamentele neconvenabile din partea altora. Și poate exista o răbufnire 1, 2, 3 octombrie. Deci, cele mai recente acumulări sunt cu două săptămâni înainte de 2 octombrie. Când încasăm, încasăm, încasăm și dacă nu am izbucnit sau am spus, dar nu s-a auzit, am, am cerut și nu uh, s-a conformat e posibil să se izbucnim. Sentimentul este că nu e pentru prima dată când ni se întâmplă, că am mai trecut prin aceste experiențe. E puțin, posibil să ne plângem un pic de milă, dar rostul este, pentru că e Mercur acolo foarte bine plasat în balanță, să înțelege mecanismul. Este un ceva, poate declanșatorul e la noi, este o atitudine, o intonație, o vorbă, o expresie, un tic care poate declanșa la celălalt niște reacții neadecvate și care sunt greu de negociat pentru că noi avem cumva, apăsăm cumva pe un buton roșu. Și trebuie să ne dăm seama de acest mecanism. Mercur ne ajută să analizăm. Poate putem discuta cu celălalt. mai ce te deranjează? De ce faci asta? Sau până la urmă, cu ce provoc eu la tine lucrul ăsta? Acolo unde se poate. Acolo unde nu se poate, rămâne să analizăm. Unde problemele sunt mult mai vechi, poate chiar de ani de zile, unde s-au mai discutat, dar nu s-a rezolvat nimic, poate fi o izbucnire acum, pentru că această lună nouă îl provoacă pe Marte în rac. Toată lumea are tendința de a se apăra sau de a se închide. Fiecare va simți că este atacat sau că este prejudiciat de ceva, îi se ia ceva, poate timpul, tinerețea, viața sau uh, banii. Energia, deci pot izbucni lucruri, dar scopul este să ne dăm seama de mecanism și poate fără să vrem cum declanșăm acela lucrurile. Pentru berbeci este un moment sensibil, își aduc aminte de foarte multe lucruri și asta îi irită, mai ales dacă știu că fie au făcut totul să rezolve, că s-au stabilit niște lucruri, că fiecare și-a asumat partea lui de treabă. și dacă nu se întâmplă asta, au sentimentul că. Sunt puși din nou în această situație, cumva nevinovați pentru că ce-a ținut de ei au făcut. Pot să se certe cu apropiați, parteneri de viață, părinții partenerului de viață, să discute o problemă chiar mai, mai veche, chiar și legată de proprietăți și niște aranjamente pe care le-au făcut. Pot discuta despre separare, separare ca persoane sau separare de bunuri. Se pun probleme foarte grave. Cei care sunt singuri pot analiza ultima relație și cum de au devenit ei atât de singuri. Pentru tauri. Este o lună nouă care poate da un alt ritm muncilor, cauzei pentru care luptă, motivului pentru care o fac de pune efort într-o anumită acțiune, activitate. Poate fi o situație supărătoare la locul de muncă sau în activitatea lor și nu e pentru prima dată, repeta aceeași greșeală, care ține mai mult de relații, de felul care se comportă sau felul în care cere ceva de la cineva. Trebuie să înțeleagă că, deși ei dictează sau sunt ideile lor, e geniul lor, totuși în anumite operațiuni au nevoie și de alte persoane cărora trebuie să le recunoască meritele. Sigur, nu trebuie să-i lase pe aceeași să-și atribuie întreg succesul, dar trebuie să recunoască meritele acelor persoane și să analizeze mai bine cu cine colaborează. Și asta poate fi o temă, s mai petrecut și altă dată, inclusiv ideea de a amesteca relația personală cu zona profesională. Adică găsesc pe cineva, le place, se înțeleg bine, hai să și lucrăm împreună. Poate nu e cel mai bun lucru acum. Pentru gemeni, această lună nouă poate răscoli uh, tema iubirii, îndrăgostirii, care implică și libertate, dezvoltură, uh, expresie originală, adică cumva face apel la sufletul lor, la a fi ei înșiși. Suntem noi înșine atunci când avem o pasiune, un hobby și e timpul nostru liber în care suntem total degajați, sau când suntem atât de îndrăgostiți și lucrurile merg atât de bine, cel puțin în prima perioadă, încât uh, dăm pe afară. Asta este faza în care se află gemenii. Uh, ori le este dor de această perioadă de îndrăgostare și, și aduc aminte ce bine a fost ultima dată, ori uh, sunt într-o relație, dar analizează dacă e o relație placidă sau e o relație care inspiră, pentru că au nevoie de inspirație poate că ar fi mai bine să-și găsească ei inspirația, să fie cei care provoacă, cei care alimentează iubirea și să nu aștepte să li se întâmple din altă parte. Pentru uraci, lună nouă în balanță, un nou ritm în casă, în cămin, unii fac schimbări, mobilier, decorațiuni, zugrăvesc, alții se gândesc mai curând la lucruri mai profunde, la siguranța lor, cuibul lor, deci, nu doar o casă, ci un mod în care să te simți la tine în casă. Își pun problema proprietății pe care trebuie să o clarifice: ce este a lor din bunurile comune într-o familie, de exemplu. Cât pot cere de aici, ce pot face cu mâinile lor, prin propriile lor capacități. O altă temă poate fi, în general, casa și familia. Unde le este casa și familia? Mai ales pentru cei care lucrează la distanță, în alte țări. E o foarte mare întrebare și e un dor foarte mare de acest cămin, de această casă. Unii l-au și vor să întoarcă, alții vor să și-l facă și simt că nu mai reușesc odată. Pentru lei, această lună nouă activează zona cunoașterii. Unii și-au analizat anumite teze și doctrine și verifică dacă este, sunt adevărate, să iau un, analiză, un anumit mentor pe care l-au avut până acum sau un autor preferat și au împrumutat ideile și le-au transmis mai departe, au încercat să le aplice, să trăiască după ele și acum cumva își reevaluează valorile, crezurile, principiile de viață, legile după care se guvernează. Și se pot rezi într-o situație în care poate li s-a mai reproșat și altă dată sau li s-a mai zis că lucrul în care cred nu e bun sau că sunt prea încăpățânați sau că cer prea mult de la oameni sau că... Uh, e bine să ia aminte. Nu e neapărat o bârfă, este o observație și e bine să ia aminte la lucrurile astea. Atenție la drumuri și atenție la hârtii, să nu se rătăcească ceva. Pentru fecioare e o lună nouă în zona câștigurilor și sunt interesate de câștiguri pe de o parte pentru că au o ocazie bună. Banii vin datorită unei schimbări. Poate să fie și de statut, adică li se recunoaște un merit de către o comisie, să zicem, iau un examen, obțin o recunoaștere și asta le poate aduce bani. Sau Poate să fie o schimbare a lor de direcție în viață, o ocupație, lucrează în altă parte, fac altceva decât au făcut până acum, se gândesc să facă alte cursuri sau pleacă și lucrează în alt oraș sau în altă țară, și asta este o experiență nouă. Deci, e foarte posibil. La această lună nouă, să tragă concluzia că pentru a le merge mai bine, în primul rând trebuie să fie mai implicate și mai curajoase, în al doilea rând trebuie să facă o schimbare. Și o vor face. Pentru balanțe, această lună nouă se întâmplă în zodia lor. Deci ele pot trece printr-un moment de regenerare, remotivare, în urma unei autoanalize, pentru că Mercur este acolo foarte lucid și acționează chirurgical. Dacă au, eu știu, o idee fixă, Mercur o va scoate sau o va verifica. Dacă au de schimbat ceva la ele, de renunțat la un tic, la un viciu, poate fi o perioadă foarte bună datorită ambiției și îndrăgirii, să se mobilizeze și să schimbe stilul de viață sau să schimbe imaginea sau să schimbe atitudinea. Ele trec printr-o schimbare pentru că s-au mai aflat și altă dată în acest punct, au mai făcut și altă dată această analiză, au mai pus și altă dată această problemă și poate că n-au obținut atunci rezultatele pe care și le-ar fi dorit din diverse pricini. Parcă acum sunt mai mobilizate și mai motivate să facă niște schimbări. Aceste schimbări pot să nu fie numai de stil, pot avea legătură și cu relațiile lor, mai ales cu persoanele autoritare, șefi, superiori sau oficiali, care se impun în viața lor. Pentru că, de fapt, își doresc mult mai multă creativitate și libertate de expresie. Pentru scorpioni, e o lună nouă delicată. Pentru unii, se poate zgândări o problemă mai veche de sănătate. La altcineva, nu la ei. Și. Uh, au o perioadă în care reflectează și chiar au niște intuiții fabuloase. Pot, uh, și e bine să se încredă în intuiția lor. Pot simți încotro merg lucrurile, dacă persoana se ocupă sau nu se ocupă. Uh, aș zice că nu e vorba de ei pentru că simt că lucrurile nu depind de ei. <coughs> Sigur, în extremis poate fi vorba chiar de viața, adică de <coughs> calitatea vieții <coughs> a unor scorpioni, dacă chiar și-au neglijat sănătatea. Și atunci această lună nouă spune, hei, trezește, dar ai nevoie de ajutor. Adică nu tu singur trebuie să cauți acea persoană care se poate ocupa de sănătatea ta. Dar pentru majoritatea scorpionilor nu e vorba de ei, ci e vorba de o persoană din anturaj, nu este pentru prima dată și trebuie să aleagă dacă se implică sau nu și cum să ajute. Pentru săgetători e o lună nouă ce vizează locul lor și rolul lor în comunitate. Poate să fie chiar comunitatea familială, dar poate să fie și comunitatea socială. Mai au loc, se mai simt bine în această comunitate sau unii chiar schimbă comunitatea odată cu o schimbare de casă sau cu schimbări în familie sau cu căsătoria și se întreabă dacă noul mediu care a luat naștere de ceva timp, e prielnic pentru ei, dacă le place să facă parte dintr-o anumită comunitate sau joacă un pic de teatru și își pun niște măști. Este posibil să fie ispitiți, tentați, alți săgetători. Nu e pentru prima dată când li se întâmplă, poate de data aceasta dau un răspuns mai înțelept și nu dau curs oricăror ispite. Pentru capricorni, este o lună nouă ce vizează responsabilitatea, implicarea sau funcția pe care o am în acest moment. Unii uh, sunt interesați mai mult de familie și cât se implică ei în familie, cât fac pe plac partenerului de viață sau răspund la cererile partenerului de viață. La alții e vorba mai mult de parteneriatul profesional destul de tensionate sunt aspectele la lună nouă pot avea sentimentul că se pune presiune pe ei sau li se cer lucruri care nu țin de ei deci cumva se depășește un areal sau li se impută ceva sau li se reproșează ceva care nu, nu, nu e vina lor, nu e din cauza lor nu le place această situație mai ales pentru că nu este pentru prima dată și probabil că în urma acestei experiențe se și tranșează o relație sau un contract, o colaborare și unii pot alege, de exemplu cu siguranță să, să spună ce au de spus, să, să pună piciorul în prag, să vorbească cu șefii cei mari sau să plece de unde sunt și să-și creeze un alt context mai prietenic. Pentru vărsătorii, e o lună nouă care poate pune pentru mulți văsători în discuție ideile, felul de a comunica al partenerului de viață sau al unei persoane apropiate din anturaj. Unii pot considera unele idei sau maniere de lucru nocive și pot exista discuții legate de stil sau de moralitate sau de valori cu persoanele cu care lucrează foarte apropiat. Taxează foarte aspru aproape că nu mai dau șanse de revenire pot considera că nu au cu cine să vorbească sau nu pot să, să se facă înțeleși unii vărsători vor pune cruce și vor schimba comportamentul în consecință ne mai aștepte nimic în schimb alții poate că încă mai insistă încă se mai luptă drumurile pot fi dif dificile și e bine să fie de 10 ori mai atenți la drum mai ales dacă nu conduc ei sau dacă drumul nu se face în condiții prielnice și uh, uită ceva sau nu rezolvă ceva. Pentru pești, o lună nouă ce uh, pune în discuție ce pot obține și ce nu pot obține, limitele lor. Uh, și uh, e important să învețe cât să-și ceară, când să-și ceară și cum să-și ceară, adică să se motiveze, ca să, -și ofer, ca să aibă performanțe. Uh, e bine să se cunoască profund, să-și cunoască limitele, nu zice nimeni să nu ni le extindem. Dar ele nu se forțează. E o lipsă de respect pentru propria persoană să nu ți cont de ce poți până acum și de cum să lucrezi cu ce poți acum ca să poți mai mult mâine. E o lipsă de respect și o lipsă de iubire să nu ți cont de actualele limite. Nu zice nimeni să rămâi în interiorul lor. Din potriva să le împingi tot mai înainte, tot mai înainte. Dar în dar tu, tu explorezi în spațiul de siguranță al limitelor tale de moment pe care le tot întinzi și spațiul se mărește. Eu o învățătură pe care o au aici, atât în muncă cât și în relații, și să așteptă mai puțin de la alții, să ne fie bine tuturor.